Bună dimineața! De fapt, e dimineață de mai mult timp și tot mă gândeam că să dau drumul la story de dimineață. Mă gândeam că găsesc un bar pe aproape și n-am găsit. Acum sunt în sat Șugătag. Cam așa arată satul. Case stânga-dreapta și ce mai rămas din satele noastre care mai duc tradiția mai departe, adică casele. Uite-mă că nu stau ei aici, de buieci. Aici stau și pe Occident. Casele sunt multe goale, după cum vedeți. Sunt foarte multe case goale, se vede. Se vede unde nu-i mișcare, unde poarta e blocată, crescut iar în fața porții, îți dai seama că sunt foarte, foarte multe case goale, foarte multe. Da. Apă care mai de care cu căsucă din asta, așa de stil occidental. Aiurea pentru mine, da. Totuși, evoluție. Și când e vorba de evoluție, înseamnă că trebuie o schimbare. Vedeți aici, o casă goală, toate băgate scânduri în geam. Acolo se pare că a făcut fundația și nu a mai făcut-o, renunțat. A plecat omul la lucru în Anglia, a luat țapă și a rămas fundația așa. Da, case din Asia, vedem multe. Pe zona asta, foarte puțin casele astea, pe genul maramureșenez, genul istoric. Na. Cam asta e. Asta e satul. Că mă, poate vă gândiți voi, cum arată un sat. Așa arată un sat. Aici, colo, câte unul. Cu o casă care e mai bogată decât alta, cu o casă care arată mai bine decât alta. Și oameni pe la muncă, i-am văzut. A început lumea grădinăritul. Locurile pentru răsaduri. Da. Mă, nu am trecere pietonală. E tare rău că dacă mă duc pe aici, îmi intre picioarele, vârfurile, în găurile alea. Nu am împiedic, trebuie să iau mai mult pe partea asta, așa. Da. Ăsta e Maramureșul nostru vechi. Sau cel puțin ce o mai rămas din el. Acum am urcat iar un deal. Oh, băgameș. Asta este multe vârca. Da, ăsta e sat Șugătag. După cum vedeți, Hărnicești o fă la fel, tăți case stânga-dreapta, nici nu-ți dai seama că intri dintr-un sat în altul, dacă nu-i pus vreo pancartă, totul la fel. Mai toată lumea vinde gaz, care nu vinde gaz, vinde bolțari, care nu vinde bolțari, vinde scândură și toată lumea vinde ceva. Și așa e pe aici. Asta e o poveste de dimineață, un story, cum aș putea să-l numesc eu, pentru că mă gândeam că ajung la un bar, aproape pe 5 km n-am văzut un bar, adică să văd dacă pot să încarc, mai mare că meream în spate, apă nu mai m-am adus în spate, zic că nu. Da, ăsta e sat Șugătag, până unde îi, în orice cate sau dealul, după cum vedeți dealul ăla de acolo, ce-o mai rămas din casele noastre vechi, astea sunt casele noastre, care le putem noi case, casele vechi cu lemne de foc înconjură casa și ăsta era, fiind cu casă din lemn. Aici stă, se vede că e o mașină, geamurile scurate, deci înseamnă că stă cineva. S-ar părea că aici ar fi un bar. Da, s-ar putea că aici ar fi un bar și să vedem despre ce e vorba. Asta dacă servește că... Dacă e cineva aici. Nu e închis. Nu e nimeni. Așa sunt barurile pe aici. Omul în grădină și se pare că barul nu e nimeni. Da, asta e. Mere mai departe, închis cu ușa și cheile sunt ușa. Deci e undeva afară. Cheile sunt ușa. M-am uitat pe afară după priză, n-am văzut că poate dacă era afară o priză, poate că l-așteptam pe om, da? Am vreme astăzi, asta o să fie și ăsta punctul meu. Mamă, ce curbă! N-ai nici loc de...
Da, foarte multe case în construcție. Să chinuie și lumea să pună ultimul bănușor în căsucă, să vadă lumea că are case cu 3 etaje. Și el de fapt doarme în bucătărie, pompat, așa mare. Da, așa e omul, asta e munca noastră și agonisana noastră. Construim pentru alții, nu pentru noi. Că și dacă construiești pentru tine, tot acolo te culci în cu casă când ai avut o cameră. Investiții și așa le văd eu. Da, să lăs asta că încă sunt păstori de dimineață, e foarte călduță, încă sunt îmbrăcat cum am pornit dimineață. Vreau să trec partea asta să văd ce văd în capătul ăla. M-am băgat aici pentru că acolo e parapet și n-am cum să mă trag. M-am băgat aici ca aici. Chiar mai periculos, dar măcar am reacție. M-am de câștigat. Da! N-am apă. Uite, vine mașina. Nu am apă. Încă n-am ajuns încă la un râu. N-am apă. Și trebuie să ajung undeva la un magazin. Dar eu știu ce magazin sunt astea. Magazin, cum ați văzut, ăla închis. Are cameră, omul poate nu a fost atent când m-a văzut. Și te vede că vii. Cam ăsta e locul unde e. Se numește Șugătac zona asta. Nu Ogna, Șugătac. Vedeți să nu confundați. Sunt Șugătac și este altul Ogna, Șugătac. N-are nici o legătură una cu alta. Nici o legătură. El era undeva la 6 km în altă direcție. În dreapta mă acum am venit eu. Văd aici pensiune. Pensiunile nu-s cu baruri, nu-s cu intri înăuntru și nu am văzut ce fel de pensiune, nu-s ca pensiune din Italia, cu terase afară, cu... Hai să stați înăuntru. Da, asta e, o să și rup prima poveste de dimineață. Bă, să vă aduc aminte, tot să spun în povestea asta, am aruncat folia, mi-am aruncat geaca și o pec de pantalon. Și parcă simt un pic că mi-e mai uscat, mi-e mai trasă geanta și parcă e un pic mai ușoară. Și am și mai mult volum în ea, deci am câștigat două lucruri. Și cântă, și ăsta, am dat jos geaca, am dat jos un pantalon, pentru că nu, m-am gândit că nu am nevoie de ele. Am avut sunt 2-3 de pantaloni și mi-am zis că mi-e destul unul, era și gros. Și am zis că rămân cu unul. Uite, ăla taie porcul. Nu cred. Ba, ca dițelul, mă. Hai, hai, hai. O taie dițelul. Nu știu dacă... Sănătate, ia să văd. Dițelul, o taie. Oh, păi dar ce faceți? Oaie. Oaie, mă. Hai că mă lucrez. O curăță. A, nu, taie, o curăță. Ai văzut că deja băia călare. Da, aici încă o barză. Sunt foarte multe astfel de păsări pe stâlpuri. Uitați barza. Sunt foarte multe. Încă sunt ăsta Șugătac, dar am vrut să menționez că am vrut să fac o poveste de închidere. Nu gătuie să pun telefonul. Oh. Sunt îngăsat Șugătac, aici care nu cunoaște zona, aici e o zonă. Știți despre ce vorbește că ați în Maramureșul, aici o zonă de oameni cu bani, pentru că știu foarte multe, mulți de aici sunt cu afaceri, cu țări străine, îi cunosc pe majoritatea și aici sunt foarte mulți bani, oameni cu bani, după cum puteți să vă dați seama, sunt foarte mulți care au case aproape similare, la fel. Da, mă duc acum, văd o stație de autobuz, probabil că mă opri acolo, dar totuși trebuie să fac o ieșire de vorbă.
Dar nu văd nici să pun telefonul pentru că nu pot filma cu stativul, că mi-e descărcat. Ca să vezi, a început problemele și când încep problemele, încep problemele. Da, acum intru în Valea, nu știu cum, ceva râu e acolo, față de cealaltă casă abandonată. Aici chiar nu stă nimeni, tot e abandonat, se vede, e de vânzare. Deci aici chiar nu stă nimeni. Uitați, casă din cărămidă, de vânzare. Un sugătac, băieți. Are și poiată, are și graj, dar are și tot ce vrei. Deci, dacă vrei să te apuci, le ai. Îți trebuie bani să le cumperi. Da. Lumea nu-i pașe pe afară, pe stradă. Adică singurul lucru ce ar fi pe stradă ar fi dacă ar merge la magazin, că și le vă cu plasele în mână. În alte lucruri, câte s-au grădinile în spatele casei. Și toți sunt în spatele casei. Cum și aici o grădină care e în spatele casei. Și toate grădinile lor sunt în spatele casei. Mai am 18 km la Borna 47, 18 km până la Sighetul Marmației. Deci, e grea și geanta asta, deja, da. E de grea, mă, e grea. E grea și gata. Case, stil occidental. O să le termin. Mai repede o dărâm de cu să mai termin asta, te asigur eu. Asta mai repede cu să o ridici așa ușor. E greu pe dinăuntru. Mai bagi încă 7 case în interior. Uite, este teren de fotbal. Cu casă neterminată, foarte mică, neterminată. Am spus, e foarte greu. E foarte greu. Râu. Vezi că e escalatorul. Și aici văd un bar care e închis, normal. Ce flutură acolo, n-are nici priză, dar e închis acum. Câmpul, căminul cuturat, sașul gătan. Aici se strâng gangsterii. Aici se strâng gangsterii și... Hai că se strânge acum la lege. Ăla închis, e bun. Astea sunt pe la sate, băieții. Închis. Știu e când se deschidă. La 12, când vin băieții de la treabă. Când ies băieții de la treabă, atunci biserica. Paraschiva, bine am văzut. Hai să pun ăsta telefonul, da, aici. Aici dăm ultima vorbă. Da, ca să mă vedeți și pe mine. Aici sunt. Aici sunt. Mă duc mai departe. Trebuie să ajung undeva să-mi dau jos alta, să-mi dezbrac un pic și să-mi fac de apă. Până în alta. Asta a fost ori de dimineață. Dacă asta a fost ori de dimineață, azi e 1 aprilie, azi e ziua lui socrului, am și sunat așa la mulți ani. Azi e 1 aprilie și m-am pupat și auzim în următoarea. Era foarte obositor să fac o filmare așa. Oricum, tot ce se poate vedea. Asta sunt eu, băieții, de acolo vin. De acolo mă duc. O zi bună, pa, pa. Doar asta e doar începutul. M-am pupat, pa, pa.